Așa, mama, așa, fică, Băinița Dolănescu și mama ei, în premieră pentru toată diaspora. Dracu să mă-nsor, mă. Băi și nevastă ca mea, măi, nu mai are nimeni de amă. Când i-ai făcut ultima declarație de dragoste Doiniței Dolănescu? Băi, în fiecare zi spun că o iubesc. Așa. Da, și în fiecare zi o drăgălesc și o dezmier, pentru că ea chiar merită. Viața noastră nu e chiar așa ușoară, adică ea se împarte între mine, cei trei copii, școli, educație, meserie, de foarte multe ori o pun în niște situații, ea nu are timp să studieze cât ar vrea ea să stea cu instrumentul și e nevoie la instrument să te dedici instrumentului, știi că e o vorbă, instrumentul te lasă înainte să-l lași tu pe el. Și eu studi, da. Și e destul de greu, iar eu în anumite, o pun în situații când este nevoită să cânte cu instrumentiști foarte, foarte buni și sigur că lumea ne plătește la diferite evenimente, dar trebuie să și îți meriți banii cum ar veni, adică să faci atmosferă, să faci ca lumea să se simtă bine și nu este deloc ușor. Cum este Doinița Dolănescu? Înțeleg de ceea ce povestește acum că este un om exigent vis-a-vis de profesie. Este foarte exigentă cu ea însăși. Și tot timpul îmi reproșează, zice, sigur, zice, tu mă pui pe scenă, zice, dar nu-mi dai timp să studiez, să mă pregătesc, să... Eu o iau puțin mai... Dar cât e de frumoasă... Da. Sigur că are și ea dreptate, dar e greu să fii și mamă, și artistă, și în sfârșit. Dar... Ce da, mai... eu îi simt lipsa aici, că dacă ar fi fost așa lângă tine, aș fi întrebat-o. Încă o dată îmi cer scuze. Și aș fi intrat și la Doinița în cotloane care țin de amintiri, de copilărie, de model, de familie. Da, trebuie să spun că probabil că este un om atât de bun pentru că ea a crescut fără tată. Deci iată și acolo. Da, ea a crescut la cămin și n-a avut tată și mi-aduc aminte când i-a povestit istoria ei de viață, tatălui meu, regretatului Ion Dolănescu, atât a plâns tata, atât a fost de impresionat și trebuie să spun că ambii mei părinți și tata Ion și mama Maria au adulat-o pe Doinița. Cel puțin mama o iubește așa de tare, ce mamă, ce eu n-am crezut că există femei ca tine. Și atât de mult m-am rugat la Dumnezeu să-i dea băiatului meu o fată cu care să înțeleagă și să o iubească și uite că acest lucru, cum spune, știi, cum spune și la Biblie, că rugăciunile părinților întăresc casele copiilor. Și mai ales a mamei. Da, și mai ales a mamei, că mama așa cum se roagă pentru noi foarte mult. Și, sincer, îmi pare rău că s-a întors în America, mie personal, pentru că ne simțeam foarte, foarte bine. Cât de însemnată e muzica într-o poveste de dragoste, așa cum este în familia Doiniței și a lui Ionuț Dolănescu? Cred că muzica ne-a unit. Dacă nu am fi făcut această artă supremă, nu așa. Cred că am fi fost împreună. Nu ne-am fi cunoscut. Muzica a făcut, da, să vă întâlniți. Da. Dar de da. Acolo n-au existat și altele care v-au convins cu siguranță, că ziceai că are un fundal afectiv sau un bazin, ca să zic, de afecțiune, Doinița foarte mare. Știu eu care ție sau pentru tine a fost, cred, cel mai convingător, nu? Să realizezi că îți dorești să rămâi alături de Doinița o viață întreagă? Pentru că are un suflet frumos, are un caracter foarte, foarte frumos. Vrei să știi că până și tenis jucăm împreună?
în America, mai, chiar în spatele casei. Ce mai faceți împreună? Jucați tenis? Aproape totul facem împreună. Și gătim împreună. Ce gătiți da. Împreună? Păi, de zilele trecute am făcut niște pește. Da, eu l-am făcut la grătar și după aia l-a sezonat așa frumos și, în sfârșit, încercăm așa să păstrăm tradițiile, chiar dacă nu mai stau în casa din Caimatei, în casa mare a tatălui meu. Așa. Ne-am mutat aici la mama, unde este o căsuță așa mai intimă, mai modestă, dar ne simțim foarte bine aici și mai invităm așa cât un prieten, mai bem un par de vin, unde mai găsim povestim. Fericirea, Ionuț Dulănescu? Dacă vrem să găsim fericirea, unde o căutăm? Întotdeauna lucrurile simple. Noi oamenii suntem creați, ne trebuie atât de puțin ca să fim fericiți. Zilele trecute băiețelul meu m-a întrebat, tata, dar de ce nu ne luăm și noi un Mercedes mai nou, mai frumos, o mașină mai somptuoasă? Eu n-am pus niciodată preț pe... Deși cred că mă pot considera un copil de bani gata, dar nu asta a fost ce a contat pentru mine. Sigur că banii sunt necesari ca să ne creăm o viață confortabilă, eu știu, să avem un pic de confort, dar nu este primordial și cred că foarte puțin ne trebuie ca să fim fericiți. Poate o vorbă bună, un zâmbet, așa, un cântec, poate face un om fericit. Frumos, important este că reușesc să-mi cresc copiii cu mamă și tată și asta mi-am dorit dintotdeauna. De asta îi mulțumesc bunului Dumnezeu și soției mele, Donița, că este un om extraordinar, că ne înțelegem. Că cum vă împărțiți sarcinile? Deși, uite, astăzi este o zi în care arată parțial cum vă descurcați. Îmi cer scuze că n-am putut să o iau, dar chiar nu avea cine să rămână cu micuții noștri. Ei fac școală online și trebuie să fie cineva acolo să-l logheze pe incuțul, să-i că el e încă mic, are 7 anișor și nu reușește întotdeauna să bage toate codurile și să... Care sunt momentele frumoase petrecute în 5? Sunt foarte, foarte, foarte multe momente frumoase. M-am străduit și mă străduiesc în continuare să le ofer tot ce poate un părinte mai bun copiilor mei. I-am plimbat cam peste tot, i-am luat cu mine la Londra, în America nu mai vorbesc, ei sunt și cetățeni americani și în America mergem ca la noi acasă. Există momente în care îi lăsați în siguranță cu cineva, nu vă doriți să evadați? Momentan ne ajută cumnata mea Sofia, sora Doiniței, a venit special din Italia ca să ne ajute puțin cu cei mici, că, mă rog, Vlăduț, sigur, a făcut 13 ani, dar este tot mic. Nu am încredere să-i las singuri acasă sau ei trebuie supravegheați îndeaproape mai tot timpul. Și mulțumim lui Dumnezeu că sunt sănătoși, suntem cu toții sănătoși și repet că ne înțelegem. Asta este foarte, foarte important, pentru că dacă un copil crește într-un mediu de dragoste, de speranță, de încredere în sine, de, cum să spun, încredere în cele sfinte, în Dumnezeu, că noi suntem creștini. Și mai ales tatăl meu avea foarte mulți prieteni preoți. Am și eu câțiva fiini pe care îi salut și îi îmbrățișez. Iar mama Maria, trebuie să vă spun că este un om extrem de credincios. Și atunci cred că asta este baza educației. Ei nu cred că vor ieși niște copii răi. Dacă au o pornire bună, este ca o floare care, dacă îi dai soare și apă și tot ce trebuie. Terenul fertil și crește, dezvolta. Să sperăm că acum nu știu care dintre ei vor îmbrățișa cariere muzicale. Iată, și... dar peste ani, spre exemplu, când vor fi ei la casele lor așa. Doamne ajută, eu știu dacă mai. Cum îți imaginezi că va fi viața voastră? În primul rând, aș dori să ne țină Dumnezeu împreună, adică să fiu împreună cu Doinița, care e, cum am spus, o femeie extraordinară și care mă face fericit în fiecare clipă, pentru că este normal copiii să crească, să-și vadă de viața lor, să meargă, adică nu aștept nimic în schimb pentru faptul că e datoria mea să-i cresc, să-i educ, sau datoria noastră de părinți. Mai apoi, sigur, dacă ei vor avea vreun pic de recunoștință pentru ceea ce facem pentru ei, va fi frumos. Tatăl meu avea o vorbă, zice, recunoștința e floare rară. Pentru că el, prin plecarea mea, și revin iarăși la trecut, prin plecarea mea a simțit o mare trădare și prin împăcarea cu mama. Ceea ce n-a fost adevărat, adică în egală măsură îl iubeam și pe el și niciodată, nicio clipă n-am uitat că el m-a crescut, că el m-a format ca om. Dar așa a simțit el. De asta eu cu copiii mei nu aștept nimic în schimb, îmi fac datoria de părinte. Cred că
cel mai important lucru pe care îl pot eu transmite copiilor meu este credința în Dumnezeu și educația. E foarte important.